știu că sună sinistru un pic. Copii magilor. Magii au o viață, da? Băgați în, cu nasul în tot rahatul, în sensul frumos. Și copii. Și cu cât mai anevoios, că n-ai cum să-i zici anevoios, e minunat, e un drum care îl încerci, care îți dezvolți tot ce ai în tine pentru a lucra mai departe și a transforma lumea. Și trebuie să treci prin șir și dărmoi, trebuie să treci prin tot. Magii niciodată nu-și abandonează copiii, se abandonează automatically copilul în mintea ta, în tine, da? Suprapui niște vise, trăiește în niște vise, ca și copilul tău să se descurce foarte bine și să aibă acces la toate uneltele cu care să lucreze când e pregătit. Da, e minunat. Și cât ți se pare că e mai dură viața, cu atât e mai pregătit copilul. Trebuie să treacă prin tot, singur, de mic, de mic. Eu mi-aduc aminte, eu cum nu eram de acord cu nimic ce mi se întâmpla și cum vedeam lucrurile și se suprapuneau tot mai mult și mai mult. Un vis mai mare decât altul. Ori magii nu-și abandonează copiii niciodată. Automat cumva se întâmplă lucrurile și se suprapun visele pentru copiilor. E școala care o transmite mama copilului și copilul trece prin ce are de trecut la fel. Nu la fel, fiecare trece diferit, dar cam ea înțelegând lucrurile, singură niciodată nu o să facă lucrul ăsta ca mama și automat pornesc niște programele, le zic programele acum, da? Așa se formează magul, ceva, puterile. Puterile vin și își facă și lămuresc totul așa cum trebuie să fie și trebuie să treci prin tot, trebuie să cobori până în jos, până în străfunduri, să aduci lumină din întuneric și să te bagi murdară și întunecată în lumină, să te speli. Cam asta e drumul fiecărui mag și e frumos și e minunat și copiii înțeleg, sunt deștepți. Până la urmă se lămuresc lucrurile și dacă nu, înseamnă că tu ca mamă trebuie să ai răbdare și să lași copilul să, cât de mult nu ne-ai dori sau nu te-ar durea, copilul trebuie să treacă în ce are de trecut, fix ca tine, să își readucă aminte de tot și de toate uneltele pe care i le-ai dat de când s-a născut și cu care s-a născut din tine și tot așa. Da, asta vreau să zic.